Nu știu cât e de adevărat, eu mă înclin totuși spre latura cum că este foarte adevărat că în 1909 erau mașinile electrice de la Babcock Company care cu o singură încărcare a bateriei durau 1244 de mile și presupun că nimeni nu plătea facturi pentru că era energia gratis, nu exista infrastructură ca să plătești factură electrică și încă se foloseau dispozitivele pentru a extrage energia electrică gratis din eter sau din atmosferă, cum îi spunem noi. Și atunci încă era permis, știi, pentru că erau altfel legile, era încă foarte aproape de resetarea omenirii din 1800, din secolul XIX. Și culmea este că 100 de ani mai târziu, în 2019, în prezentul actual modern, avem mașinile famoase Tesla, nu? Cu Elon Musk, în famoasa lui firmă din California, 408.000 bateria la o încărcare. Și atunci, ce înseamnă asta? Nu se presupune că rasa umană avansează. Aici arată, se vede clar, interesul politic, economic de a ne ține sub o sclavie care a durat deja mai mult de un secol cu privire la depinderea de petrol, de benzină, de motorină, de resursele care, spun ei, sunt pe gătate, se termină și Pământul o să moară și trebuie să găsim o alternativă ca să colonizăm alte planete, știi? Măcar că planetele, cuvântul planetă înseamnă plat, știi? Îi spun planetă la globuri care se mutesc în spațiu. Ce trist! Foarte trist ca să faci parte dintr-o rasă, omenire, care să fie pusă principiul ăsta. Și să existe în arhivă demonstrațiile, adică documentele care demonstrează că în secolul XIX și până cam în perioada interbelică între primele două războaie, care de fapt n-au fost așa cum este spus și a fost foarte mult film făcut pe baza războaielor, mai mult, până atunci încă s-a permis folosirea energetică liberă, erau folosirea în aspect medical, în aspect de nutriție și după cele două resetări, ca cele două războaie și mai ales pe al doilea, s-a început cu dezastru și știm foarte bine, mai ales în zonele unde a fost, că oamenii cred că doar în zona comunistă a fost, dar de fapt în zona comunistă se trăia mai bine după război decât în zona capitalistă, mai ales în prima perioadă. Și în capitalism au ajuns sclavi ai băncilor și după aceea când a venit vremea să se termine comunismul, au urmat ăștia din comunism ca să fie sclavii băncilor. După ce deja vestul a fost sclavizat total cu băncile și îndatoririle. Uite, așa trăim noi rasa de oameni experimentală a secolului 20 și bine intrat în secolul 21. Ce trist! Și cu mașinile, ce mai pot să spun? Adevărul este că totul e interes și profit economic. Păcate. Cam atât.